În dreapta mea este domnul Anatol Caraman, copreședinte al Consiliului Unirii, președintele Asociației Veteranilor de Război Tiras Tihina, locotenent colonel în rezervă, și în stânga este reprezentantul platformei Acțiunea Civică 2012, Constantin Codreanu. Vreau să menționez și ca ex-deputat în primul Parlament al Republicii Moldova și ca departament, șeful departamentului Consiliul Unirii pentru lucruri cu diaspora, să vă aduc un mesaj tuturor ziariștilor care de ridicul gândesc și apără adevărul și fac ca să ajungă mesajul corect la orice cetățean din Republica Moldova și de peste hotare și care mi-au transmis, să transmit și tinerilor curajoși din platforma Acțiunea 2012 o largă susținere din partea zecilor de mii de tineri care se află peste hotare în toate țările din Europa și de peste ocean, din Franța, Canada, Statele Unite, Anglia, Irlanda, Italia, Spania, Portugalia și alte țări. Zeci de tineri și-au prelungit în măsura posibilităților vacanța pentru a putea participa la acest marș al demnității românești. Marș al demnității și al unității naționale a tuturor românilor de pretutindeni. Mulți din ei ca și s-au angajat să fie corespondenți voluntari la acest marș, să poată filma, să poată fotografia, să poată scrie și să transmită operativ de pe orice linie a traseului mișcării noastre acel mesaj care este de ridic, să vedem ce se întâmplă totuși în Republica Moldova, cum sunt respectate drepturile omului. De ce se întâmplă până în prezent că platforma Acțiunea Civică 2012, care a aderat la Consiliul Unirii în data după crearea acestui Consiliu la 29 februarie 1991, este pusă pe o extremă foarte periculoasă, socotită de unii reprezentanți ai puterii, dar și de către unele canale de televiziune, de presă, alte. Vrem pur și simplu să spunem că noi, Consiliul Unirii, n-am putut să fim indiferenți față de acești tineri curajoși care non-violent, pașnic, urmând idealurile și năzuințele martirilor neamului, țin aprinsă flacăra rezistenței și unității neamului. Acești tineri curajoși sunt socotiți astăzi că sunt dușmani ai statalității Republicii Moldova, dușmani ai procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, ceea ce nu este corect, nu este drept și mesajul nostru, rugămintea noastră a Consiliului Unirii, să vă rugăm, stimați jurnaliști, să transmiteți corect mesajul conferinței noastre de astăzi tuturor cetățenilor Republicii Moldova ca să ajungă că marșul Unirii, marșul demnității românești va avea loc, nimeni nu poate să ne oprească, chiar dacă mâine va fi un proces la Curtea de Apel, după cum știu, care, după câte se vorbește, se aude, că poate să ne interzică acest marș, ori poate să ne schimbă traseul, poate să ne îndrepte pe alte străzi, undeva să ne impună numai să nu fim cei care ne-am apărat tot timpul
drepturile noastre la libertate, la unitate de neam și credință. Și ca membru, și ca copreședinte și unul din fundatorii Consiliului Unirii, am cerut de la toți reprezentanții să ne unim în regim de urgență al Consiliului Unirii, către toți copreședinții, și am făcut demersurile respective, operative, către cei mai înalți demnitari de stat din Republica Moldova. Aveți în fața dumneavoastră toate demersurile îndreptate către președintele Republicii Nicolae Timofte, către prim-ministru domnul Filat, către Ministerul de Interne, către Serviciul Secret, Serviciul de Informații și Securitate. Și despre acestea vor vorbi colegii noștri. Eu doar am ținut, fiindcă a fost ideea mea, să dau citirea demersului nostru a Consiliului Unirii către președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte, care să fie și el informat din prima sursă, nu de cei care cum îi vine în cap, interpretează și ideea aceasta majoră, ideea unionistă. Eu sunt cel care la toate marșurile care s-au petrecut până acum, cu excepția marșului de la Bălți, am organizat securitatea și ordinea de drept în cadrul acestor marșuri unioniste și chiar am condus cu ele în plan organizatoric de bună desfășurare. De fiecare dată am informat organele de drept despre tot ce dispunem noi negativ, că ar fi putut să se întâmple pentru buna desfășurare a marșului. Tot de fiecare dată am pregătit demersuri oficiale. În fața dumneavoastră, ele astăzi sunt. La mine se află originalele primite de organele respective, ale puterii de stat, cu ștampilele respective de primire și înregistrare cu numere de înregistrare. În fapt, au fost informați și au știut întotdeauna ce intenții avem. Mai mult ca atât, le-am dat și informațiile respective despre eventualele atacuri care le pregătesc oponenții, așa zis și oponenți politici ai statalității Republicii Moldova. De fapt, în fapt, acești oponenți, în anii de formare a Republicii Moldova, eu sunt un ofițer cu câteva decenii în cadrul Ministerului de Interne, erau cei care luptau împotriva tricolorului Republicii Moldova, care astăzi stă falnic, iată, uitați-vă aici în spatele nostru, și în fapt, la fiecare marș al Consiliului Unirii, el a fost prezent în rândurile manifestanților. Și acum, și de data aceasta, noi am pregătit o scrisoare oficială organelor de drept, către Procuratura Generală, către Ministerul de Interne și către Directorul Serviciilor Informații, aceste servicii ale Republicii Moldova. Personal, ieri m-am întâlnit cu colonelul Silviu Mușuc, comisarul adjunct pentru securitatea publică în orașul Chișinău, și preventiv am discutat unele măsuri de coordonare comună pentru a petrece acest marș, pașnic, așa cum prevede normele legale, naționale și europene. Îi ofer cuvânt reprezentantului Platformei Civice Acțiunea 2012, domnului Constantin Codreanu. Mesajul nostru este unul scurt și constă din următoarele. 1. Mulțumim colegilor de la Consiliul Unirii că ni s-au alăturat. Sunt colegi experimentați, sunt niște oameni de la care avem cu toții ce învăța și participarea dânșilor la acțiunea de pe 16 septembrie este o dovadă în plus a faptului că toți cei care folosesc argumentul că unirea ar fi promovată de niște tineri zburdalnici este încă o minciună. Ne bucură că avem alături de noi oameni care au trăit o parte din istoria Republicii Moldova,
care au apărat, așa cum a spus domnul Caraman, statalitatea în adevăratul sens al cuvântului, nu cum o fac Schelling, Dodon și alte caricaturi politice, caricaturi de oameni politici din prezent. Și doi, marșul nostru are loc, va avea loc, 16 septembrie, 14.00, Academie de Științe. Ca o dovadă faptului că noi nu suntem violenți și suntem pașnici și suntem deschiși spre dialog, săptămâna trecută, atunci când domnul primar Dorin Chetoacă a venit cu propunerea să ne schimbăm traseul pentru a nu provoca confruntări cu contramanifestanții, am spus că suntem de acord, suntem deschiși spre dialog și acceptăm ca traseu Academiei de Științe Piața Mare Adunări Naționale. Iar contramanifestanților să le fie rezervat scoarul Teatrului Național de Operă și Balet. Pe urmă, cu această propunere n-am mai prins contur, mi s-a spus că, într-o ședință la primărie, că din cauza Festivalului Etniilor, care până în acesta se desfășură pe fiecare dată în parc, grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, acum brusc vor ei să apară Piața Mare Adunării Naționale, mi s-a spus că trebuie să ne schimbăm complet traseul. Și a fost anunțat că va exista un proces de judecată care va avea loc mâine, la ora 9. Între timp, astăzi, dimineață, domnul primar Dorin Chetoacă a anunțat într-un interviu radio că, de fapt, Festivalul Etniilor a fost decalat și că nu va mai avea loc duminică, ci va avea loc sâmbătă. Deci așteptăm și noi cu viu interes desfășurarea evenimentelor, pentru că ăsta a fost principalul motiv invocat de cei care spun că nu poate avea loc marșul nostru care să urmeze traseul indicat în declarația prealabilă Academiei de Științe Scoarul de Teatrului Național de Operă și Balet, că din cauza etniilor și asta ar fi principala problemă. Deși reprezentanții ai Credo au spus că în cazul în care forțele de ordine își fac treaba corespunzător, toate trei acțiuni, marșul nostru, marșul celor peste 10.000 de oameni, contra manifestanții din scoarul de Teatrul Național de Operă și Balet și Festivalul Etniilor pot avea loc fără a exista careva confruntări. Deci concluzia este că noi ne păstrăm datele problemei Academiei de Științe, peste 10.000 de oameni, traseul indicat în declarația prealabilă depusă la primăria Chișinău. Deci răspund mai concret, scrie clar și cum ai dat întrebarea ta. Și noi am mai vorbit și anterior în presă. Ne vom subordona legii. Este legea. Prioritar, în cazul dat, ei au parțial dreptate. În ce? Atunci când administrația publică locală, de nivel 1, 2 și 3, organizează careva activități, n-are importanță de ce ordin, se dă prioritate acestor activități. Noi ne vom subordona legii și ne vom supune, dacă va fi o decizie a primăriei, ne vom subordona aceste decizii, dacă va fi o decizie a judecății, ne vom subordona judecății. Altfel spus, atunci cum noi cerem legea și singuri o încălcăm.